Salutare și bine am găsit la un nou episod. Nu vreau muzică. Așa, scuze, a pornit muzica. Ok. Uai, ce ștergătoare n-aș pare. Stați așa două secunde. N-are apă. Ne tragem scaunul un pic mai în față. Ne dăm un pic mai... Așa. Ok, oameni buni, am prins o mașină destul de șmecheră. The One. Așa. Stați așa două secunde. O dată. Da, am prins o mașină destul de șmecheră, un AMG, un Mercedes. Stați așa să fiu atent cum ies de aici. Foarte bine. Nu m-am uitat câți kilometri, mamă, cum îi se mișcă volanul, frate. Foarte finuț, foarte finuț. Așa, mi-am luat un suport, am bă centură. Mi-am luat un suport de cameră, am reușit să o pun pe cap, nu știu cum se vede, nu știu cum o să se vadă, dar sper să fie ok. Și avem ocazia să povestim în timp ce conduc. Ok, ați văzut serviciul meu, conduc mașini, iau din parcare de la firmă, le duc în alte parcări, de acolo aduc alte mașini și tot așa. Și am ocazia să conduc tot felul de mașini, fie ele bune, frumoase, urâte, jafuri sau nejafuri. Mi-a sărit telefonul, frate. Așa. Dăm prioritate la băiatul care vine cu bicicleta. Aha. Și ceea ce vreau să vorbesc cu voi este în felul următor. Conducând în fiecare zi vreo 30 de mașini sau mai bine de 30 de mașini, am observat că toți de aici au mașini noi, toți de aici au mașini în special automate, toți de aici au mașini foarte, foarte, foarte șmechere. Am vorbit cu un băiat, bă, dar ăștia pe aici nu au și mașini mai vechiuțe, așa, mai, nu știu, nu cumpără și la mâna a doua sau chestii de genul ăsta. Și a zis că nu. Uitați așa cum a căzut telefonul. Aici nu există mașini cu peste 250.000 de kilometri. Toate mașinile pe care le-am condus au de la 2.000 de kilometri până la maxim 200.000. Deci maxim 200.000 de kilometri. Și ce mașină nu am prins eu aici să conduc și să văd și să mă urc în ea este BMW X6. Am văzut BMW X1, am văzut X2, am văzut X3, am văzut X4, X5 am condus unul, dar X6 nu am văzut. Ce, l-o scuipat ăla cu bicicleta pe ăla? Nu i-a dat prioritate la ăla cu bicicleta și o scuipat pe mașina lui. Da, deci după cum spuneam, aici nu am văzut X6. Că au scăpat de ele, le-au vândut ba la turci, ba la români, ba turcii la români și tot așa. Așa, stați că trebuie să fiu atent foarte. Trebuie să fiu foarte atent la drum. Așa. Am roșu, băgasa rău în el. Așa. Bă, dar ciudate-s drumurile la oamenii ăștia, frate. Să așa că am semafor, am roșu aici. Jobul ăsta e chiar super, super, super mișto. Nu știu ce să vă mai zic, totul e super. Cum merge mașina asta? Bă, am nimerit o grămadă de mașini cu foarte puțin kilometri, practic noi, și pot să spun că merg mașinile alea de trăznesc, frate. Deci trăznesc, nici nu le simți că mergi în mașină. Am prins astăzi un Jaguar I-Pace din ăla. Băi, frate, zici că era Tesla, mă jur. Deci mergea foarte, 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 foarte mișto. Băgai piciorul în el, se ducea de luat toți dracii.
Așa, am mai prins un Golf, un GTI, am făcut și din ăla video, o să vă arăt zilele astea, o să urc și videoclipul ăla. Și să vedeți GTI-ul ăla cum sună și cum merge, avea 280 în bord. Mergea de trăznea, frate, deci pot să spun că trăznea, rupea asfaltul. Na, oameni buni, nu știu ce să vă mai spun. Doar atât vreau să vorbesc că ăștia aici nu au jafuri de mașini, ăștia au numai mașini bune, numai mașini noi. BMW-ul X6 nu am avut ocazia să conduc. Sper să am ocazia să-l conduc pentru că mi-aș dori să văd cum e un X6. Pentru că vedeți voi, în România cine are X6 deja e șmecher, e na, patron, e pește sau chestii de genul ăsta. Și ăsta, mamă, cum e curbele cu el, frate. Băi, fraților, am prins un BMW, un X3, X-Drive sau iDrive, nici nu mai știu sigur. Dar e o mașină, fai de capul meu, extraordinar de frumoasă. O mașină foarte spațioasă, foarte ok. O mașină de nota 10, din punctul meu de vedere. Nici nu știu ce să zic despre ea. Merge foarte, foarte, foarte ok. Mașina pare a fi nouă, deci se comportă ca un bebeluș. Sunt curios să prind un X6, chiar aș dori să conduc un X6. Rămâne să vedem dacă o să prindem o așa mașină. Tai, cum merge, frate, serios. Deci n-am cuvinte să-mi bag piciorile. Nici nu-ți dai seama, zici că nici nu are motor, frate. Cutie automată. Cum merge? Cum merge, frate? Ok, oameni buni, cred că o să opresc videoclipul ăsta aici, să mai prindem și alte mașini, să nu consumăm bateria aiurea. Până data viitoare, v-am pupat!